ieri în ședința de guvern a fost aprobată finanțarea pentru o listă de obiective de investiții din PNRR. Județul Constanța este unul dintre puținele județe care au obținut finanțare pentru două proiecte majore de infrastructură spitalicească. Unul aparține Consiliului Județean, unul aparține Primăriei Municipiului Constanța. Numitorul comun constă în faptul că în ambele administrații se află echipe liberale, deci putem vorbi despre un succes politic. Cele două proiecte câștigate de cele două administrații din județul Constanța au împreună o valoare ce ne duce undeva în vârful clasamentului. Cred că noi și Timișoara avem cele mai mari proiecte. Spitalele existente în județul Constanța cred că au o vârstă mai mare decât oricare dintre participanții la această conferință. De asemenea, n-am cum să nu menționez un lucru. Absolut nicio administrație din județul Constanța, indiferent de culoarea politică, până în prezent nu a reușit să obțină finanțare pentru proiecte de infrastructură spitalicească. Subiectul sănătate nu este un subiect închis pe agenda noastră, întrucât ne vom reîntâlni să discutăm alte două proiecte, unul finanțat din CNI, unul finanțat din Programul Operațional de Sănătate, da? Vorbim de investiția efectuată de DSP Constanța și vorbim de investiția privind spitalul din Mangalia, dar pe aceste două subiecte este mult prea devreme să vă dau detalii, întrucât și acolo ne mișcăm într-un mediu concurențial. După cum știți, județul Constanța este singurul județ, un risc major, absolut, dat fiind amplasamentul nostru, avem o rafinerie, avem terminal, avem un port, avem o centrală nucleară, avem o bază NATO, care, pe lângă faptul că nu beneficiază de infrastructură de sănătate actualizată și validă, nu are niciun spital de pediatrie. Suntem singurul județ din România care nu are niciun spital dedicat pediatriei. Voi prezenta toți indicatorii acestui spital, care imediat, deja la Consiliul Județean am făcut caietul de sarcini, va intra în proiectare și execuție ca în acest an, până la sfârșitul anului, să începem demararea construcției acestui spital. Și am să vă dau câțiva indicatori. Construirea, obiectivul știți foarte bine, construirea corp nou, care se află ca un departament sănătatea mamei și copilului la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei. Valoarea acestui proiect se ridică la 729.129.273,76 de bani. Fără TVA, bineînțeles, inclusiv dacă includem și TVA, 866, aproximativ 150 de milioane de euro. Așa cum am spus și a spus-o și domnul președinte, este un proiect instituțional care în 30 de ani nu a avut niciodată o abordare. Iată că lucrurile acestea încep și ele vor avea ca destinație această construcție, funcționarea aproape integrală pe departamentele respective, secțiilor de obstetrică, ginecologie 1 și 2, neonatologie, pediatrie și chirurgie ortopedică pediatrică. Suprafața va fi de aproximativ la sol, construită la sol de 3500 de metri pătrați, pe un regim de înălțime format din două etaje subsol, un demisol, un parter și 8 etaje medicale, respectiv etajul nou retras. De asemenea, investiția va cuprinde de 365 de paturi, din care pentru spitalizare continuă 247 de paturi, pentru spitalizare de zi 79 de paturi, pentru ATI 39 de paturi, două blocuri de operații, blocul 1, obstetrică, ginecologie, 5 săli, bloc 2, chirurgie pediatrică, 4 săli și 2 unități pentru primi urgențe UPU, pediatrie, UPU, obstetrică, ginecologie. Se vor realiza 110 locuri de parcare, noi, dintre care 98 de locuri în subsol și 12 locuri în exterior.
Așa cum am spus, costurile estimative sunt în jur de 150 de milioane. Mai exact 148 de milioane 500 de mii de euro. Proiectul care, a cărui finanțare a fost aprobată ieri, Policlinica Municipală de Specializare a Cardiologiei și Oncologie, are o valoare totală de 103 milioane de euro, finanțat evident prin PNRR, cum știe toată lumea, iar nerambursabilă, finanțarea nerambursabilă e de 98 de milioane de euro. El va fi realizat în zona Aurel Vlaicu, zona Dacia Service, pe un teren ce ne aparține de circa 2 hectare și, evident, așa cum am precizat, va avea două specializări, oncologie și cardiologie. Noul spital va avea două funcționalități, respectiv ambulatoriu pentru care avem 40 de paturi și continuă, spitalizare continuă, inclusiv ATI, 64 de paturi. Pentru oncologie știm bine că nu există la acest moment servicii medicale, acestea fiind, din păcate, satisfăcute în alte localități, în special în București. Suntem în faza proiectantul sau cei care au câștigat licitația, e vorba de un consorțiu aici. Realizează documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire. Au la dispoziție 30 de zile. Cred că săptămâna viitoare o să dau ordinul de începere. După care, bineînțeles, trebuie să obțină toate avizele, inclusiv avizul ISU, și aici vreau să subliniez, după care realizarea proiectului tehnic 60 de zile. Putem așa să spunem că într-o 100 de zile, conform contractului, vom avea proiectul tehnic. Faceți dumneavoastră socoteala, probabil că ne ducem în 3 luni de acum încolo, mai iunie, da? Din momentul ăla vom face licitația de execuție. Ieri am semnat contractul de proiectare și execuție pentru spitalul modular de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, care se va realiza în curtea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. Spitalul acesta modular, pentru care am semnat finanțare, va avea 52 de paturi spitalizare de zi, din care 10 spitalizare de zi continuă, evident, din care 10 sunt pentru ATI, dar ceea ce este cel mai important este că va avea un laborator propriu și un RMN, respectiv computer tomograf, de ultimă generație. Pe de o parte, deci, ne interesează realizarea fizică a acestor proiecte, dar și funcționalitatea lor. Ori, din perspectiva asta, spre exemplu, vorbind despre Spitalul de Cardiologie, de Oncologie, am înființat deja un grup de lucru care s-a întâlnit, în care noi, cei din primărie, ne întâlnim cu specialiști de la Universitatea Ovidius, de la Facultatea de Medicină, specialiști în Cardiologie și Oncologie,